Ziua 111. Pentru a pătrunde în meditație, una dintre calitățile esențiale este răbdarea. Nu trebuie să te grăbești. Cu cât te grăbești mai mult, cu atât durează mai mult. Dacă ești capabil să aștepți la nesfârșit, cu iubire și încredere, se poate întâmpla în orice moment. Se poate întâmpla numai decât, instantaneu. Nu depinde decât de răbdător ești. Dar ține minte, în timp ce meditezi, nu trebuie să îți pese de rezultat. Rezultatul va veni de la sine. Ai încredere, bucură-te de meditație de dragul ei. Nu fi lacom în ceea ce o privește. Nu proiecta asupra ei nici o ambiție. Dacă poți folosi meditația nu ca pe un mijloc, ci ca pe un scop în sine, atunci miracolul se poate întâmpla numai decât. Îți poate schimba întreaga ființă. Transformarea este ușoară. Trebuie să înveți arta de a avea răbdare, lucru de care umanitatea a uitat complet. Toată lumea se grăbește foarte mult. Toată lumea vrea să facă lucrurile cât mai repede. Nimeni nu este pregătit să aștepte. Tocmai de aceea sunt atâția șarlatani în lumea religiei. Ceri cafea instant, așa că dai de vânzători care ți-o vând și care te exploatează. Abordarea mea ține de răbdare, de infinită răbdare, iar miracolul este că atunci chiar se poate întâmpla precum cafeaua instant. Însă cerința trebuie împlinită. Este un paradox, dar tot ce este legat de adevăr este tot timpul paradoxal. Trebuie să fie paradoxal, pentru că adevărul trebuie să includă și opusul.